Bună dimineața! Astăzi plecăm în altă parte, părăsim Berlinul și stați cu noi ca să vedeți destinația finală. Asta chiar că e destinația finală. Nu mai plecăm de acolo. Dalia, ne explică aici cum funcționează cu aeroportul. Dar e terminat, trebuie să doarmă. E praf. Cineva e foarte fericit că am ajuns acasă. La jucăriile ei. Camera ei. Nici nu știi pe ce să pună mâna mai întâi. Deci peste bani. Ce faci? Ce faci? Da! Gata cu vacanțele și cu plimbările, revenim la realitate. Pregătim bulionul, sucul de roșii. Gata cu vacanța. Gata cu vacanța. Într-un cuvânt, ne pregătim pentru iarnă. Cer să fac o rețetă nouă de bulion. N-am făcut niciodată, că îl vreau mai gros și fac ca un fel de sos așa de paste. Și după aia îl pastez. Vedem ce iese. Merge treaba? Merge. O frumusețe. Asta da plăcere. Mirosul de roșii. Mirosul de roșii, de toamnă, de fum. Oamenii au început să facă focul. Ceva spectaculos. Da. Frumos în plimbare, dar tot acasă e mai bine. Așa-i. Bulionul fierbe. Mai las să fiarbă puțin să se mai ducă din zeamă și apoi o să-l pasez și o să-l mai fierb după puțin ca să-l pun la borcane. Să vedem cum o să iasă. Am mai făcut așa, dar ca cantitate foarte mică, gen sos pentru paste și e și fain. Acum să vedem asta cum o să iasă. Roșiile erau foarte coapte și aveau multă zeamă și de asta trebuie fiert mai mult, dar trebuie să iasă. Mai ai ceva de făcut? Mai am, da. E fain, miroase frumos, mai beau un pahar de... Da, atât de bun, da, e dulce, nu-i deloc acru, foarte, foarte, foarte bun. Și contează, adică ce am mâncat noi prin Germania. Ei, dai seama. Că și cauciuc. Cauciuc. Aici, în România, chiar dacă le cumperi de la magazin, tot sunt mai bune, știi? Acolo nu știu de unde le aduce, dar sunt toate rău. Bulionul fierbe. Mai trebuie să fiarbă puțin, să se mai îngroașe. Da, deci e cu totul aici, toată roșia, nu am separat-o. E mai gustoasă. Vedem acum cât mai trebuie fiert. Aici avem sucul de roșii. Mai trebuie pus puțin, mai avem puțin de dat la separator și ăsta de acum trebuie să fiarbă. Ultima tură, gata. Destors. Acum îi dăm bătăi. Băgăm pe foc ca lumea. Ah, ce fain miroase. Combinația asta de fum și...
Sucul de roșie și bulionul sunt gata. Asta e bulionul. Aici avem sucul de roșii. Am pus și în sticluțe mai mici, așa. Și a ieșit ceva. Vedem când toate s-au capsat. Asta e bine. Aici avem producția de anul ăsta. Da, mami, roșii. Suc de roșii. Aici avem și niște nectar de corcodușe, mierea și gem, compoturi, daria. Caita. Compotul de caise, mami. Da, deci sunt chiar foarte mulțumită de cum au ieșit. Au ieșit mai faine decât anul trecut. Mă refer la sucul de roșie mai închis la culoare. Era deschis cel de anul trecut și nu prea mi-a plăcut. Bulionul cu tot, cu pulpă și cu semințe. Arată fain și e și mai gustos. E greu tare, nu-i așa? Daria, mulțumim de ajutor. Ne vedem la anul, la runtarea producție. Da, las acolo gemul, mami. Pentru acest vlog cam atât. Abonați, să dați un like.